Salutare oameni buni, ce mai faceți, ce mai ziceți? Sper că toate bune. Din păcate nu prea mai am timp să fac clipuri așa de des, nu prea mai am timp să fac nici scripturi, să-mi scriptez clipurile și să fac eseuri video din alea scriptate, pentru că, ce să vezi, am foarte multă treabă la muncă. Avem foarte multă treabă la muncă, evident am foarte puțin timp pentru YouTube. Așa că Na, clipurile o să fie ceva mai rare, nu știu, poate o pe săptămână, poate o la două săptămâni, poate o la trei săptămâni, nu știu. Dar, na, chiar dacă am treabă la muncă, asta nu înseamnă că uh, o să renunț total la YouTube și din când în când o să mai vin cu cât un filmuleț să mai discutăm despre niște chestii care mie mi se par relevante sau interesante. Sper să vi se pară și vouă. Ok, azi aș vrea să discutăm despre socialism și de ce crește în popularitate socialismul printre tineri. Am văzut un sondaj de prin Statele Unite, parcă era, care arată că 50% sau 55% de fapt era cifra. Dintre tinerii sub 30 de ani din Statele Unite au o privire sau o vedere pozitivă cu privire la socialism și una negativă cu privire la capitalism. Și acum, întrebarea care se pune este de ce se întâmplă treaba asta? Răspunsul simplu ar putea să fie că așa a fost dintotdeauna, tinerii sunt mai înclinați spre a fi rebeli și atunci adoptă tot felul de ideologii de genul ăsta care sunt contra sistemului, gen socialismul, pe măsură ce devin mai înțelepți, acumulează și bani, dar și experiență de viață, încep să înțeleagă că nu e chiar așa de ok cu sistemele astea alternative care evident că nu prea funcționează și devin, nu știu, ceva mai împăciuitori cu sistemul actual și cu sistemul capitalist. Explicația asta, mie mi se pare de fapt una parțială. Într-adevăr, așa e, dar asta nu explică de ce crește în popularitate socialismul și de ce capitalismul este privit negativ de un număr destul de mare de tineri. Parcă 45% doar dintre toți tinerii sub 30 de ani aveau o părere pozitivă despre sistemul capitalist. Ok, prima chestie de care trebuie să discutăm este sărăcia relativă. Dacă trăiești într-o societate în care toată lumea e săracă, sărăcia ta nu o să ți se pară o problemă. Dacă trăiești într-o societate cu inegalități mari, atunci sărăcia ta sau sărăcia ta relativă la bogăția altora o să ți se pară o problemă, o să se pară o chestie injustă. Cum măsurăm gradul ăsta de inegalitate? Prin indexul Gini. Gini index care măsoară evident inegalitățile între oameni la nivel general într-o țară. Dacă ne uităm pe Gini Index în Statele Unite, și în Europa vedem că din anii 80 încoace a explodat, practic inegalitățile între oameni au explodat, și în Statele Unite și în Europa, în Europa mai puțin decât în Statele Unite, ceea ce e clar că generează frustrări. O altă chestie relevantă și importantă și interesantă e productivitatea muncii și salariile. Până prin anii 80 salariile creșteau în concordanță cu productivitatea muncii. Da? Din anii 80 încolo, odată cu reformele astea neoliberale și globalizare, avem o divergență. Între creșterea productivității și creșterea salariilor. Productivitatea muncii a crescut mult mai mult decât au crescut salariile. Și asta se vede evident și în Gini Index. Nu doar că productivitatea muncii în Europa și în America a crescut mai mult decât au crescut salariile, dar salariile celor din top au crescut mult mai mult decât salariile celor de la jumătatea distribuției și mult mai mult decât salariile celor de la baza distribuției veniturilor. Ceea ce, din nou generează frustrare în rândul oamenilor. Deci avem un mix ciudat. Inegalitățile între oameni cresc, distribuția veniturilor este inegală și nu e în concordanță cu productivitatea muncii și evident că în felul ăsta și acumularea averii se face mult mai mult la vârf decât la bază sau mult mai mult decât se făcea până în anii 80. Atenție, aici avem o comparație cu anii 80, deci nu comparăm cu perioade din, nu știu, evu mediu sau din perioada tribală a omenirii. Nu, comparăm fix cu perioada de până în anii 80. Putem să avem inegalități între oameni mai mici în sistemul capitalist? Da, evident. Perioada de până în anii 80 ne arată că se poate. Doar că ai nevoie de un pic de, să-i spunem, social-democrație. Încă o chestie foarte importantă pentru care în rândul tinerilor a crescut sentimentul ăsta prosocialist și anticapitalist. Situația oamenilor cu studii superioare. Având în vedere că a apărut globalizarea. Globalizarea a mutat joburile care erau mai slab calificate către țări gen, China, Asia, America de Sud și așa mai departe. Practic, în momentul de față, dacă vrei să ai un trai decent în vest, e cam obligatoriu să ai studii superioare. Cei fără studii superioare se cam chinuie. Evident, există și excepții, dar, în principiu, dacă vrei să ai un trai bun, e cam necesar să ai studii superioare. Până prin anii 80. În vest, vorbesc aici, că în România și în spațiul comunist era un pic altă discuție: dacă aveai studii superioare, dacă aveai o facultate, aveai garantat un statut social și un nivel de venit, din care, evident, puteai să trăiești decent comparativ cu nivelul societății. Acum nu mai e chiar așa de evidentă treaba asta. Și oamenii ăștia care au studii superioare nu mai pot să acceadă în zona aia de eșalon superior din punct de vedere al statutului și chiar și al veniturilor. Foarte mulți dintre ei ajung să se chinuie undeva într-o mediocritate. Și perspectiva asta pe tineri îi face să fie destul de circumspect cu privire la sistemul actual practic le e frică de ce o să se întâmple. Pe măsură ce trec de 30 de ani, mulți dintre ei o să înceapă să se descurce financiar ceva mai ok, o să le mai crească salariile, o să mai promoveze prin companii, corporații și așa mai departe, dar în momentul în care ești, de exemplu, student, da, stai în facultate pe banii părinților, E evident că diferențele financiare dintre tine și oamenii din top sunt foarte mari și nu vezi o cale ușoară ca să ajungi și tu la nivelul lor, deși calea există, nu pentru toată lumea, dar calea există. Deci în facultate ai un trai, să zicem, nu foarte îndestulat, pentru că trăiești totuși pe banii părinților, care în cele mai multe cazuri sunt limitați, după care termin facultatea și te duci și te angajezi. Și asta se întâmplă pe la 24 de ani în cele mai multe cazuri. Da? 3 ani de facultate plus 2 ani de master, cam pe la 24 de ani termin facultatea și te duci și te angajezi. Tu termin facultatea, dar de fapt n-ai o calificare din aia care să te poziționeze pe piața muncii într-o poziție foarte bună. În cele mai multe cazuri, ok, dacă ești un programator bun, atunci lucruri de genul ăsta, dar atunci s-ar putea să ai un avantaj și să începi cu un salariu destul de măricel inițial și salariul să scrască în 2-3 ani foarte mult. Dar în cele mai multe cazuri nu se întâmplă chestia asta. Dacă ai terminat, nu știu, filozofie sau limbi străine sau mai știu eu ce alte specializări de genul ăsta, practic pentru piața muncii nu prea existi. Că nu știi să faci nimic. Foarte mulți dintre tineri ajung să lucreze în zone care nu au nicio legătură cu facultatea pe care a absolvit-o. Dar facultatea aia le deschide totuși cumva o ușă pentru că arată că na, sunt capabil să se țină de ceva, sunt capabil să învețe, îi duce capul. Dar, în principiu, dacă ai făcut o facultate din asta de duzină, diploma aia te ajută doar ca să -ți poți să deschizi o ușă la o companie, la o corporație și să începi cumva de la zero. Că tu practic nu știi să faci mare lucru. Și în mod evident, când ajungi la companie, la corporație, nu ești să faci mare lucru, salariul tău să fie mic în foarte multe cazuri e atât de mic că te chinui de la o lună la alta să-ți plătești o chirie, stai cu mai mulți oameni în casă. Deci e evident să fii nemulțumit. Dar pe măsură ce avansezi în carieră, înveți lucruri, capeți experiență, îți crește și valoarea pe piața muncii. Și tot să fii, nu o să muncești la 30 de ani, nu o să ai același salariu pe care îl aveai la 24, 25 sau 26. Deci, practic, o parte din frustrările financiare pe care le au tinerii de până în 30 de ani se stompează. Pentru o parte dintre ei, nu pentru toți. Dar tinerii ăștia fiind educați și destul de destupați la minte, observă aceste inegalități și nu le convin. Și evident că o parte dintre ei se gândesc că ceva e în neregulă cu sistemul. Și chiar sunt multe lucruri în neregulă cu sistemul, după cum v-am zis, productivitatea muncii și salariile ar trebui să fie destul de aliniate. Coeficientul Gini ar trebui să scadă, a crescut foarte mult și asta e o problemă. Oamenii care au salarii foarte mari continuă să aibă salarii din ce în ce mai mari comparativ cu restul, ceea ce nu i nici asta foarte în regulă. Deci problemele există, dar oamenii, tinerii fiind educați sau partea educată a tinerilor, le poate conștientiza mult mai mult decât partea mai puțin sau pătura mai puțin educată. Da, vedem foarte mulți socialiști, comuniști prin universități. Toată chestia vine de la frustrare. Bun, o altă chestie care îi face pe oameni să se îndrepte către socialism vine din zona asta de globalizare. Până prin anii 80, în vest, puteai să termini, nu știu, facultatea sau liceul sau școala profesională sau ce naiba mai terminai tu, te duci, te duceai, te angajai la o companie și să te la compania aia, nu știu, 20, 30, 50 de ani, în multe cazuri până și ai la pensie. Exista un contract social între companie și angajați. Existau sindicate care reprezentau interesele angajaților în compania respectivă. Relația între companie și angajați era ceva mai personală între timp cu globalizarea, chestia asta s-a depersonalizat. Vedem corporațiile multinaționale, angajează majoritatea forței de muncă în America și cred că aproape 50% și din forța de muncă din Europa. Și numai corporațiile astea așa de multă legătură cu omul, cu angajatul, cu orașul, cu comunitatea, cum aveau înainte. Acum e totul pe cifre, CEO-ul e undeva într-un birou într-o altă țară, N-are absolut nicio treabă cu ce se întâmplă în diversele subsidiare din diversele țări. Treaba asta nu se întâmpla chiar așa înainte, pentru că, nu știu, era o corporație americană Ford, aveai producția în America, în orașul, nu știu, Detroit sau mai știu unde aveai producția, aveai furnizorii din America, aveai sindicatele, tot ecosistemul ăsta de business și muncă era un pic diferit. Acum s-a schimbat un pic treaba. Producția se face în China, în America de Sud, în Europa de Est, în whatever, în diverse zone. Corporația nu mai este legată de o țară, de un oraș, de o fabrică. E așa o chestie destul de impersonală și fără niciun fel de legătură emoțională cu nimic, practic. Acum așa ca o concluzie. E riscantă chestia asta cu creșterea în popularitate a socialismului în societate, după părerea mea, nu e un risc. De ce nu e un risc? Pentru că societatea trebuie să primească niște semnale. Atâta timp cât oamenii ăia care văd socialismul într-o lumină pozitivă nu încep să facă niște nenorociri de genul Revoluția lui Lenin, ceea ce nu se va întâmpla în vest în niciun caz, toată mișcarea asta de stânga, de fapt, va avea un rezultat pozitiv, pentru că, în felul ăsta, societatea. Înțelege unde sunt problemele. Păi unde sunt problemele? Probleme sunt, problemele sunt la inegalități, la salarii versus productivitate, la distribuția averii, la relațiile de muncă și atunci noi ca societate putem să umblăm la lucrurile astea și să luăm niște măsuri de ordin politic astfel încât să ameliorăm problemele care există, evident, și nu le putem nega. Bun, cam atât. Asta e părerea mea. Cred că lucrurile vor lua o turnură mai puțin neoliberală în următoarele decenii și neoliberalismul ăsta a promovat destul de intens din anii 90 și a cam terminat durata de viață și a cam epuizat durata de viață. Urmează să intrăm din nou într-o zonă din asta mai spre social-democrație, așa cum a fost perioada ce a urmat crizei din 1929. Să sperăm că fără război mondial. Mulțumesc mult pentru vizionare! Să aveți o zi minunată! La revedere!